că vor începe vremurile urgiei, zice Domnul. Pregătește-te, strigă Duhul Sfânt, zice Domnul, că încep zilele de strânturare pe pământ. Veți vedea în scurtele zile care vor urma că urgiile vor îngrozi pământul, pentru că sunt Dumnezeu și îmi grăbesc să-mi iau mireasa, zice Domnul, și împlinesc cuvântul meu, zice Cel Preanalt. Și de aceea te întreb, unde ți este credința? Unde ți este nădejdea, zice Domnul prin Duhul Sfânt? Și nu mă chem din toată inima, veți vedea unii dintre voi, pentru că vor fi despărțiri, zice Domnul. Unii vor fi chemați, alții vor fi trecuți prin cuptoare, pentru că mireasa mea o vreau curată, zice Domnul. Nu va fi zvârcitură pe haina ei, zice Cel Preanalt. Și fiecare dintre voi, zice Domnul, ca să puteți să-mi vedeți fața, va trebui să treceți prin cuptorul curăției, zice Domnul. Găsesc suflete care în clipa aceasta judecă lucrările mele. Vai, zice Domnul, vai, zice Domnul, de acei care iau cu ușurință, pentru că am să mă cobor. Și iată că voi întinde nuiaua mea, zice Domnul. Unii dintre voi veți striga, ai prea mult, Iisus, ajunge, oprește-te. Nu, zice Domnul, și am să continui să ating, pentru că să văd unire răzvrătiri. Vreau să te înștiințez, poporule, ca să nu spui în ziua aceea, dar n-am știut că Domnul intră cu judecată, n-am știut că Domnul se coboare cu foc în casa mea, mă voi cobori, pentru că s-au împletit lucrările mele cu gunoaiele lumii. Și iată că am să judec aspru, zice Domnul. Înțelege, e glasul meu, nu e al omului, zice Domnul. Și ca semn că îți vorbesc, zice Cel Preanalt. În scurtă vreme, aleluia, voi pune cântare. Și veți vedea că cântăririle mele sunt drepte, zice Cel Preanalt. Aleluia, de aceea luați seama, zice Domnul. Și puneți la inimă, poporule, pentru că și iată, sunt gata să vin. Iată că voi veni pe norii cerurilor și mulți dintre voi nu veți ști că m-am coborit să-mi iau mireasa, pentru că nu mai vedeați, zice Domnul, nu mai stați la postul de veche și mulți veți întreba unde sunt acei care ne bucuram cu ei. Biserică, zice Domnul, aleluia, roagă-te și intră înaintea mea, zice Domnul, cu hotărâri noi, pentru ca să mă îndur și cântărirea, când o voi face fiecăruia, să o fac cu milă. Pentru că spun din nou, poporule, în împărăția mea nu va intra nimic întinat și spurcat. Nimic din gunoaiele care voi le adunați și unii dintre voi vă chiar închinați lor, zice Domnul. Unde ți este credința? Deci nu te închin cu toată inima mie, zice Domnul. Iată ce strigă Domnul prin Duhul Sfânt. Cercetarea va fi profundă. Aleluia! Rugați-vă și strângeți rândurile, pentru că diavolul nu va sta nepăsător și iar caută să vă tulbure, dar dacă veți intra cu post și rugăciune, va fi o biruință, zice Domnul, și veți vedea că eu sunt Dumnezeu și eu aduc victorie, zice Domnul. Rugați-vă, rugați-vă, pentru că diavolul și-a luat o coală și iată că din nou caută să noteze numele unora dintre voi care vă veți ridica, zice Domnul, fără să vă dați seama că luptați împotriva lucrării mele. De aceea vă spun, umiliți-vă și smeriți-vă, zice Domnul. Pentru că cer smerenie, aleluia. Cer smerenie, zice Cel Preanalt, aleluia. Fiecare cort va fi cercetat de mâna mea și pașii mei în unele corturi vor lăsa urme. Și unii dintre voi, ani de zile, vă veți uita, zice Domnul, cu durere în suflet. Pe unii au trecut pașii mei. Aleluia! Veți vedea și veți auzi că-și corturi întregi, zice Domnul. Le voi cerceta și vor fi trecute prin foc. Pentru că în vremea aceasta au spus în sinea lor, dacă de atâția ani a zis Domnul că vine, nu va mai veni. O, zice Domnul, sunt mai aproape decât cred mulți dintre voi. Aleluia! Iată că în scurtă vreme voi despărți soț de soție, copii de părinți, zice Domnul. Aleluia! Și chiar prin urgii, zice Domnul, voi face despărți, pentru că numai așa am să trezesc poporul. De aceea voi aduce prigoană, zice Domnul, ca să-mi trezesc poporul. Pentru că altfel poporul meu, zice Domnul, nu se va trezi și va rămâne în stare de amorțială. Pregătește-te, poporule!
pentru că și iată, se va prinde focul într-un colț a pământului și va arde și nu se va stinge, zice Domnul. Și de acolo toate națiunile pământului vor intra în tulburare și nu vor ști ce să facă. Mulți dintre voi veți lăsa totul și veți căuta să fugiți, zice Domnul, pentru că groaza pe pământ se va extinde, zice Domnul. Poporule, ce ai să faci? Dacă în vremea asta nu te înarmezi, dacă în vremea asta nu mă cauți din toată inima, zice Domnul, de aceea pune la inimă și fiți credincioși, zice Domnul, pentru că am să vin în scurtă vreme. Aleluia!